azi în aventurile lui Oliver Twist, Tadger e confundat cu un prinț. Înălțimea sa regală, prințul lui este Limburger. Un prinț în pericol. Dacă nu scap de prințul ăla până mâine, planurile noastre vor fi ruinate. Veniți alături de noi pentru toate emoțiile din episodul de azi din aventurile lui Oliver Twist. Aventurile lui Oliver Twist. Mare brânză. Cine dintre noi nu și-a dorit niciodată să fie rege pentru o zi? Dar așa cum le spun întotdeauna băieților, aveți grijă ce vă doriți, s-ar putea îndeplini. Veniți, doamnelor și domnilor, veniți să-i vedeți pe cei mai buni artiști contemporane ai Londrei. Mai bine spune artiști flămânzi, Dodger. Da, sunt așa flămând că mi-aș putea mânca pictura. Credeți-mă, băieți, se câștigă bani buni în arta desenului cu cretă, dar durează până ești descoperit. Prieteni, nu ratați ocazia de aur. Pentru o amărâtă de monede de bronz puteți vedea aceste mari opere de artă. Cine e art? Nu știu, hai să aflăm. Hei, stai puțin, ăla nu e art, ăla e Oliver. Prindeți-l! Se pare că tocmai am fost descoperiți. Îmi pare rău, oameni buni, expoziția s-a încheiat. Sniff, arăți bine în verde. Taci. Acum i-am încolțit. Ești uimitor, Dodger. Da, și ies din situații grele mirosind de trandafiri. Așa crezi tu? Bine, bine, n-am timp să miros trandafiri. Ha! Ați ajuns la capătul liniei, băieți! Toată lumea la port! Hop! Cazul închis? Nu chiar! Wow! Prințul, e aici! Yow! Înălțimea sa regală, prințul lui de Limburger! Yow! Wow! Zute Blu, a fost o cădere urâtă, prințul meu? Sunteți de afară? Ha? Pardon, înălțimea voastră, eu sunt cancelarul Camembert. Bun venit la Londra. Mulțumesc. Nu v-am mai văzut de când erați un copilaș, dar aș recunoaște incisivii aceia regale oriunde. Mare brânză albastră, dacă mă întreb pe mine, incisivii aceia regale arată ridicol. Vă mulțumim pentru această întâmpinare călduroasă, domnule Camembert. Aceștia sunt credincioșii mei servitori, Oliver și Charles. Servitori?
Veniți, veniți, cred că sunteți extenuat după călătoria asta istovitoare. Adevăratul prinț. Poate a pierdut trenul. Ce o să se întâmple când o să apară? Liniștiți-vă, băieți! Credeți-mă, în seara asta vom mânca regește! O gustare regală în înălțimea voastră? Voilà! Îi serviți asta unui prinț? Desigur! De fapt, acesta e motivul pentru care sunteți aici, în înălțimea voastră. Să mănânce brânza împuțită? Nu, nu, regalitatea voastră! Brânza e produsul nostru național și ați venit aici să semnați un important tratat care va permite deschiderea primei fabrici din Londra de brânză Limburger. Oh, știam asta! Poftim, Charles, încearcă și tu! Fromaj, se face târziu! Domnule Roquefort, condu-l pe înălțimea sa în camera sa ca să se pregătească pentru recepția de diseară! Wow, e grozav, un pat adevărat! N-aveți grijă, acesta e un pat lui al 14-lea adevărat. Crezi că se va supăra dacă le împrumutăm? Vreți să spună că aceste condiții ne plac, domnule Roquefort? Trebuie, înălțimea voastră, vă voi pregăti baia regal. Știi, eu cred că nu prea ne place. Sigur că ne place, eu sunt prințul și ce spun eu e important. Și eu spun, bătaie cu perne! Bruno, e totul în regulă? Nu e mie, domnule Roquefort. În curând vor scăpa de afurisitul de prinț lui. Excelent. Dacă nu va fi aici mâine să semneze tratatul, atunci voi putea să-mi deschid propria fabrică de brânză și să fac o avere mare. Vei fi putre de bocat. Exact. Și știi ce voi deveni eu atunci? Nu, ce? Eu voi fi marea brânză. Prieten, ar fi bine să stai lângă mine. Voi fi marea brânză. Vezi cât de gustoasă poate fi viața când oamenii mă vor vedea trecând. Vor uita de șvaițer și de acel parmezan. Voi fi foarte extraordinar. Regele necolestat al tuturor lactatelor. Grămezile mele de bogății, mult, mult, mult prea-nfumorat. Am să fiu marea brânză. Voi fi mare de tot. Voi fi mai bun. Am să fiu marea brânză. Și fiecare jac, fiecare cenar se vor uita încremeniți la brânza mea. Vezi cum se înclină pentru tine. Așa impresionați de averea mea. O să fie atât de frumos și mă relaxez și iau viața pe felii. Sunt în vârful grămezilor mele de bogății, mult, mult, mult prea-nfumurat. Toți în jurul meu vor fi în genunchi. Toți în genunchi să... pentru că am să fiu marea brânză. Hei, nu vorbi cu noi așa. Da? Bruno, ocupă-te de prinț. Ne voi arăta personal acestor neobrăzați unde le e locul. Locul servitorilor e în bucătărie, țineți minte. Baia voastră, înălțime. Nu vreau baie. Tocmai am făcut-o la vara trecută. Dacă mă gândesc mai bine, ar putea fi distractiv. Abar n-ai cât de distractiv. Fii atent! Saltul meu jumătate de echier cu un dublu cluț. Oh,
Înălțime, înălțime, ce faceți în cadă? Abia am ajuns aici. Nu e timp de pierdut. Trebuie să semnăm acte înainte de recepție. Dar, hai! Nu era chiar, nu se placă asta. Oliver, mie îmi plăcea în bucătărie. Deci l-ai prins pe răzgâiatul acela regal? Șt, vine cineva! N-am putut, Camembert a ajuns primul la el. Idiotule, dacă nu scape prințul ăla până mâine, planurile noastre vor fi ruinate. Se pare că prințul e într-un mare pericol. Charlie, prințul e Dodger! Oh, oh, oh.